în atenția primăriei Snagov, a poliției de aici, a gărzii de mediu Ilfov. În satul Vlădiceasca cam multă lume ignoră prevederile legale și fac focuri, fumuri în jurul pădurii, în mijlocul localității. În felul ăsta se otrăvesc pe ei înșiși cu fumul ăsta, că nu cred că sunt numai frunze, dar și frunzele scot o grămadă de toxine când ard, cam ca frunzele de tutun. Dar își pun în pericol satul, pădurea. Poate să răspândească incendiu, devine necontrolabil. Și de asta e interzis. Deci oamenii care ard resturi vegetale sau gunoaie încalcă legea. Și trebuie să fie identificați, pedepsiți, măcar câțiva. Și să vedeți cum o să răspândească vestea și o să fie respectată legea. Problema e că nu vrem. Autoritățile, poliția, comisarii de mediu cred că au alte probleme mai importante. Dar problema asta îmi pare tare importantă. Mai ales că aici pare să fie un depozit de deșeuri și oamenii ăștia parcă ardă plastic, ebonită, ce-o fi pe aici, chestii foarte toxice. Și ei nu-și dau seama, văd că trăiesc în fumul ăsta toxic, dar ne omoară și pe noi. Locuitorii din Snagov, oaspeți, fumul îți duce spre capitală, pentru că poluarea n-are granițe. Chem chiar acum poliția. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă anunț că ard niște deșeuri lângă pădurea Snagov la Vlădiceasca. Vă rog, e un teren privat, văd că au depozitate deșeuri și le ard. Presupun că ard plastic ceva și asta e toxic. Mă otrăvește și pe mine, otrăvește pe ei, probabil vă otrăvește și pe dumneavoastră. Da. Nu știu, eu sunt pe strada Burebista, pe la numărul 11-13 și văd peste râpă, fix lângă pădure, după un zid, după un gard înalt, o mobilă de gunoi și de acolo... Da, 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 da. Brega. Brega, cu B și cu C, da. Oleg. Oleg, nu mi-e rusesc. Bine, haideți că aici se trimite în echipa. Mulțumesc, o zi bună. Sunat la poliția Snagov, să vedem în cât timp vine echipajul. E aproape 12, amiază. Mă duc mai aproape să-i ghidez. Na, s-ar putea fumul să se termine până să mișcă ei. Că așa-s fumurile astea toxice de deșeuri scurte, pentru că ei știu că fac ilegalități. De aici aș lua-o, de acolo e gard și cred că nu o să-l pot sări, așa că caut un drum de ocolire. La Snagov îți vine fazanul în curte. Eu spun că se vede, dacă nu o să fac acuși zoom. S-a speriat. M-a văzut că vin. Fricosule.
La cât e de colorat, cred că e mascul, da? Nu mă pricep. Mă duc pe după colț. Am observat lângă toaletă. Latrina din fundul curții. Ce umblă țanțoș pe aici. Dacă e la el acasă, lângă păduri. Mai a venit în curtea lui. Nu e el la noi. Șucar fazan. Hai că nu mă mișc, vin încoace. E bine. Altă dată.